Știm că este o zi importantă pentru dumneavoastră. Este o zi în care ființa dumneavoastră proprie reprezintă bunăstarea și rodul pământesc, pentru că o femeie și o vârstă frumoasă este un moment ideal pentru a sărbători în viață. Pentru dumneavoastră am venit cu o serie de cadouri, să spunem așa, din partea celor mai dragi persoane pentru dumneavoastră, fiind gata să facă orice ca să vă aducă zâmbitul pe buze. Pentru că a început să începem așa, să vă felicităm din plin, aș dori să întreb, din partea cui credeți că este acest minunat cadouri acestea? Am atâtea persoane, dragi sufletul, că nu pot să decid acum. Am copii psihotare, am nepoți, am nepoate, am surori. Dar cu siguranță că e de la un om drag care e apropiat sufletul meu. În general, aș dori să spun că ați ghicit din prima. Este din partea tuturor persoanelor care vă iubesc. Pentru început, aș dori să citesc mesajul, apoi să spun din partea cui persoane este. Okay. Cu un mesaj din depărtare venim și noi cu o urare. La mulți ani, scumpă noastră. În această zi, care este specială pentru tine, îți urăm din suflet sănătate, fericire și să ne rămâi tot timpul tânără la chip și la suflet. Și să te bucuri de viață, să ai numai zile senine, pline de bucurii, zâmbite și armonie în fiecare minut. Lucrurile mici pe care le facem și le spunem au mare importanță în timp ce noi le urmăm calea. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne faci și faci pentru noi toți. La mulți, mulți ani! Felicitări! Mulțumesc din suflet! Așa că aceste minunate cadouri sunt din partea feciorilor Valentin și Sergiu, a nurorilor Elena și Lilia, a nepoților Veronica, Antonella, Mihai, Alexandru, Vitalie și din partea surorilor Raisa și Luba. Mulțumesc din suflet! Cu cea mai mare plăcere! Avem aici trei flori pentru dumneavoastră, ca să le aveți amintire din partea celor trei copii care le aveți, din partea celor mulți nepoți, nurori și surori care le aveți. Să știți că să aveți grijă de ele, pentru că ei au grijă de dumneavoastră ca să vă iubească din plin. La mulți ani! Mi-au ghicit doleanțele mele, mi-au ghicit dragostea mea față de flori. Eu le mulțumesc din suflet și ne pare foarte rău că din cauza pandemiei nu ne prea putem vedea. Sperăm să depășim și să ne întâlnim cu zâmbet pe buze, precum mă vor copiii să mă vadă zâmbind și bucuroasă. Cum ne vor pe amândoi. Ne bucurăm foarte mult că, ne bucurăm foarte mult că am avut așa o posibilitate de a fi alături de dumneavoastră în această zi minunată și de a vă îndemna să fiți astăzi cea mai fericită persoană alături de, să spunem așa, voinicul dumneavoastră. Cuvintele care au fost scrise pentru dumneavoastră sunt imprintate aici, așa că o să le aveți amintire și în orice moment greu, să știți, a le reciti și a le mulțumi tuturor cât de mult tare vă iubesc. Vă mulțumesc din suflet. La mulți ani. Sigură că surpriza a reușit din cauza că n-am fost prea întâmpinată, n-am știut cine, cum și când vor sosi la mine, însă este ceva plăcut pentru suflet, pentru dacă mi-au dat lacrimile, le urez și eu mult sănătate. Împlinirile tuturor visurilor pe care le și doresc ei.
aștept cu nerăbdare să fim sănătoși, o să ajung la nunțile nepoților noștri. Primii sunt mai măricei, ăștia doi mai mititei. Sperăm cu toții să ne întâlnim într-o bună zi cu o strângere de mână și cu o îmbrățișare caldă. Și le spun din suflet că iubesc și aștept mereu acasă. Vă mulțumim foarte mult!